A venit toamna. Odată cu venirea toamnei, pomii încep să-și lepede frunzele. Dar ei nu dorm și nu intră în repaus, așa cum popular se spune că pomii intră în repaus. Nu. Pomii încep să-și pregătească noua generație pentru anul viitor. Încep să pregătească noi muguri. Încep să-i hrănească. Dintre aceștia, unii vor fi muguri vegetativi, iar alții muguri floriferi. În acest caz, vom avea și flori. Deci, la anul, în al doilea an de la plantare, acest cireș va produce cireșe. Avem aici un exemplar femelă de cătină și la ea vedem același lucru. A început să-și pregătească mugurii floriferi pentru la anul. Din acești muguri, la anul vor crește florile și fructele de cătină. Părul și-a pregătit o serie de țepușe. Acești muguri umflați, rotunzi în capăt, vor deveni muguri de rod. Deci, la anul, în anul 4, și acest păr va intra în rod și va produce fructe. Aici avem un prun, un tuleu gras, care și anul acesta m-a bucurat de 4 fructe. Mugurii floriferi sunt pregătiți aceștia din aceste țepușe și la anul ei vor produce fructe gustoase. Mărul lui Daredu, care încă are fructele în el. 2 fructe în anul 3 de la plantare. El mai târziu se va pregăti și el și va produce mugurii care la anul se vor transforma în muguri de rod. Are toată toamna și toată iarna la dispoziție să formeze acești muguri de rod. Toamna începe să-și intre în drepturi. Încet, încet frunzele cad, grădina rămâne goală, copacii se desfrunzesc. Dar o nouă generație se pregătește pentru anul următor.